Primal sezonul 2, nu vă așteptați să fac la Primal sezonul 2. Cine nu, cine nu știe, vedeți că am, am recenzie la Primal primul sezon. O să pun aici în imagini, este, sunt din primul, primul sezon. Gendi Tartakovski cu Dexter's Laboratory și, mă rog, a, ce, ce cu reclamele astea? A, se pare că nu sunt doar imagini, să e cineva care face o recapitulare la primul sezon. or. am găsit și eu ceva pe YouTube care să nu fie cu spoilere din, din sezonul 2. Oricum, cine n-a văzut nici primul, nici, nici al doilea, cam, cam, asta e, să vă faceți o, o, idee. E foarte violent, e, arată sânge mult, mor copii, mor animale, mor oameni în moduri oribile, tăiați în bucăți și nu știu ce. Da, e un pic repetitiv, e cam aceeași notă să zicem așa, oarecum. Dar evoluează acțiunea chiar dacă înțeleg de ce unii oameni răspunde că poate e repetitiv la un moment dat și te înțelegi înțelegi te saturi, dar eu nu m-am săturat în sensul că mi s-a părut îndeajuns de înaintată povestea, te duce în locuri noi de ajuns de mult, încât să poți în mare parte, de fapt, să te bucuri de acțiune. Pentru că e 90% acțiune. 90% este tipul ăsta neandertal caveman, mă rog, cu sulița sau cu sabia câteodată și cu un, un, un fel de T-Rex, un fel de raptor combinat cu T-Rex care omoară toate tot ce îi atacă, omoară tot și majoritatea îi atacă pe ei, adică nu nu omoară ei aiurea, cât o dată omoară mai mult decât ar trebui, să zicem, dar la fel sunt atacați chiar și atunci. Adică nu sunt personaje negative, nici măcar gri așa, sunt personaje pozitive în 95% să zicem, se luptă cu tot felul de chestii, supraviețuiesc la niște chestii de... E incredibil, adică e... Și da, e tras de păr, dar e mișto, fiind animat și poți să treci peste anumite chestii și să te bucuri de... Acțiune și de ceva mai urma în continuare Fără să te întreb prea mult Dar cum s-a vindecat, nu știu ce Dar cum De cum de încă în viață, poate Cum de, nu știu Scena asta cu Mamutul, apropo, a fost una dintre cele mai triste chestii aici Chiar au fost Personaje negative, oarecum A fost foarte tristă chestia cu, cu Mamutul ăsta bătrân sunt niște scene foarte emoționante pe care nu le duc chiar până la capăt de multe ori ar fi putut să mamă, să ne facă să plângem în hohote știi? și nu o fac chiar până acolo, ar fi putut să o facă și nu o fac, dar e îndeajuns încât să, nu știu, țin, cel puțin să ți se înlăcrimeze ochii. Sunt câteva scene de astea. Iar în sezonul 2, că vorbim despre sezonul 2, sezonul 2... Uh, Mi-a plăcut, uh, au fost vreo două episoade, sunt 10 în total, cred că sunt 10 și în primul, au fost vreo două episoade care n-au fost grozave, e un episod care n-are legătură cu nimic, uh, sar foarte mult în viitor și n-are legătură cu ei, e foarte, foarte mică legătură cu... Cum au evoluat oamenii și că de fapt undeva înăuntru nostru suntem uh, niște sălbatici știi? și se joacă cu ideea asta la un moment dat un episod Care nu are legătură, sunt total personaje total diferite și sunt sute mii de ani în viitor știi? Uh, A fost ok, dar ăla chiar a fost foarte tras de păr și nu aveam neapărat nevoie de el nu a fost prost, dar a fost mai slăbuț, mai dezamăgitor. Și, și au mai fost niște aspecte mai. A, a, am crezut că se duc în niște direcții diferite și au, ori au exagerat foarte rău, ori. Mi s-a părut, părut că s-a rezolvat un pic mai dezamăgitor sau mai slab decât mă așteptam, dar foarte, foarte puțin în, în sezonul ăsta al, al doilea. Cred că mi-a plăcut mai mult primul, deși e un pic mai diferit al doilea. Are mai puțină acțiune, are mai, are uh, un pic de construcție personaje mai, mai multă. Și. Da, multe personaje noi, mai, mult mai multe personaje uh, umanoide decât în primul sezon, unde uh, sunt mai mult uh, bestii, creaturi creaturi care n-au existat niciodată, gen, nu știu, lilieci gigantici și, nu știu, vrăjitoare care transformă oameni în, nu știu, gorile gigantice, nu știu ce. chestii de, chestii de astea. Dar au fost, au a, fost mișto, chiar dacă au exagerat poate câteodată. câteodată. A fost, a fost mișto. În, în, în asta al doilea, n-au exagerat atât de mult pe partea aia, în afară de sfârșit. Spre sfârșit e o chestie la care, gen, hai de două, dracu, cum, cum pot să mai învingă chestia aia? Uh, și nu prea o fac, nici nu prea explică ce s-a întâmplat la sfârșit, de fapt, cu chestia aia care este, mi s-a părut imposibil de, de, de învins. Nu prea îți explică exact ce s-a întâmplat. Mi s-a părut foarte. Deci pe lângă episoadele alea care au fost un pic mai slăbuțe cum s-au terminat, dar au fost mișto în continuare, nu știu ce. Și mi-a plăcut chestia asta cu construcția mai, mai multă a personajelor și că nu a fost doar o acțiune repetitivă așa non stop. Mi s-a părut foarte grăbit sfârșitul. Finalul ultimul episod, mi-a plăcut cum s-a terminat, a fost foarte emoționant. Aș fi vrut să fie mai puțin grăbit. Mi s-a părut că trebuiau să facă ultimul episod, ce s-a întâmplat în ultimul episod, în cel puțin două, poate chiar trei, cel puțin trei episoade trebuia să, trea să, 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 să termine povestea. În cel puțin trei episoade să se întâmple ce s-a întâmplat în, în ultimul episod. Mult prea grăbit, mult, mult prea grăbit. Nu mă așteptam să se termine în felul în care s-a terminat. Mi-a plăcut că au avut curajul să se termine așa și a fost foarte emoționant. Dar. Se putea iar, se putea, se putea mai bine, se putea, dacă, da, și clar se putea mai emoționant pentru că, dacă, dacă nu era atât de grăbit. A fost foarte, foarte, foarte grăbit ce au făcut ei, aici a fost un fel de aia, se întâmplă aia și după aia se întâmplă aia și uite, acum e asta, știi? E, cam, nu știu, e, dar au avut măcar curajul să facă ceva, nu, nu mă așteptam, a fost frumos, a fost... sunt mulțumit de sfârșit și sunt, sunt mulțumit și de... <gântu -s> de final și de sezonul 2. Da, la asta puteți să vă așteptați, chiar a fost un episod cu zombie, dinozauri zombie, oarecum, care iar a fost destul de, destul de emoționant. Și foarte, foarte exagerat așa, scârbos, violent, nu știu ce. Da, nimic, știi, nimic, adică nimic la care, nu știu, să-ți fie mamă, super, scârbă, să nu știu ce, adică dacă sunteți, nu știu, foarte, foarte sensibil, nu cred că ați avea neapărat probleme cu el, Știți, fiind și animat, adică nu vă gândiți că e, la dacă asta vi se pare prea mult, atunci deci, da, ok, nu e, probabil că nu e pentru voi, dar nu, nu mi s-a părut Exagerat, șocant de dragul șocului, scârbos, de dragul scârbosului, violent, de dragul violentului, trist de dragul tristului sau cine știe ce. Mi-a plăcut destul de mult uh, și se sezonul 2. Dacă se termină aici și nu mai există sezonul 3, nu știu, n-am văzut să văd să, dacă, mai face sau, dacă se mai face sau nu în sezon 3. Uh, o să dau primal per total, primul și al doilea. O să-i dau uh, un 9 uh, curat nou curat. Foarte mișto pentru ce a vrut să fie, după gusturile mele. Nu perfect, se putea mai bine în multe instanțe. A, a fost și de, de ajuns de, de, emoționant și pf, ajunge, să, ajuns să ții foarte mult la, la, personajele astea două, cel puțin... Mai ales, la, mai ales la dinozaur, acum depinde de fiecare cum e cu animalele, <laughs> eu fiind cu animalele și și îmi plac și foarte mult și dinozaurii, vă dați seama care a fost personajul meu preferat. Dar, părerele voastre, cum, cum vi s-a părut sezonul 2 din Primal? Puneți spoilere dacă vreți să vorbim cu spoilere și lăsați un pic de pauză să vorbim despre sfârșitul ăla, cum vi s-a părut, v-a plăcut? Ce v-a plăcut cel mai mult? Ce episod sau fir narrativ v-a plăcut cel mai mult? ăla cu regina aia poate, sau ăla diferit total de sare foarte mult în viitor, sau oricare altul, ăla cu, a, cu marea, ăla cu vikingii, finalul, Cum, ce v-a plăcut cel, cel mai mult în, în comentarii, nu uitați să vă abonați pe aici, pe, pe undeva, chestia aia, și clopoțel pentru notificări, și ce vreți să, ce vreți să urmeze. Ziunare foarte, foarte plăcută, sper să mai facă din Primal. Sper să mai facă sezoane. Pupa, dapa, da dapa. Da,